Acest program este sponsorizat de Bună dimineața, oameni buni, bine ne-am regăsit. Vreau să gătim astăzi împreună o rețetă de rădăcinoase la cuptor, însoțite de o salată de varză și de maioneză de post. Haideți să trecem rapid în revistă ingredientele. Avem aici o oală cu apă, unde sunt 3 cartofi, 2 morcovi și o bucată de țelină, tăiată bucăți. Bucățile trebuie să aibă cam aceeași dimensiune ca să se gătească în același timp. O lămâie, să avem nevoie de un pic de zeamă de lămâie, 2 castraveciori murați, o linguriță de muștar, 2 linguri de amidon sau de făină, un pic de boia iute și un pic mai mult de boia dulce, un cățel de usturoi, câteva frunzulițe de cimbru proaspăt, câteva rămurele de cimbru proaspăt, o ceapă, ulei de orez cu care voi găti astăzi, 125 de ml de apă, piper pe care voi măcina pe loc și un pic de verdeață la alegerea dumneavoastră, pătrunjel sau tomată. Să începem cu fiertul legumelor, că apa asta dă mai greu un clopot, și să ne ocupăm de mult promisa maioneză de post. Am aici o crătișoară. Tu, pofticiosule, știu că cu postul așa nu le ești, nu le ai tu foarte bine, dar hai să încercăm să te acomodezi și tu un pic. Ce zici? Nu prea-ți vine. Hai că e simplu. Uite-te. Am aici 2 linguri de făină. Le pun în crăticioară. Curăț bine și vin cu apă și cu un mic tel. Pun un pic de apă rece. Și încep să amestec aici bine ca să obțin o pastă. De ce fac asta? Pentru că dacă nu desfac întâi amidonul cu puțin apă, va face cocoloașe. Perfect. Acum o să sting focul și o las puțin să se răcească. Și să ne ocupăm de salata de ceapă. O ceapă roșie, pentru că este mai decorativ. Ceapă. Sare, sale, pepe, sare și piper, un pic de ulei și nu folosesc decât un ulei rafinat, pentru că nu vreau să influențez gustul foarte mult. O să aibă mâncarea gust de la celelalte componente. Bun, și a venit timpul să dăm un rost pe lume și acestei lămâi. Și acum le las un pic să se împrietenească aromele între ele. Clocotește molcom, exact așa trebuie să fierbe strădăcinoasele. 4 minute, 5 minute, nu trebuie să fie gata complet, pentru că vor face o mică descindere și în cuptor ca să se rumenească și să capete aromă de la cimbru pe care îl avem aici. Între timp, maioneza s-a răcit un pic. Am mai amestecat din când în când. Și acum, exact ca la o maioneză, câte un piculeț de ulei. Muștar pentru gust și pentru un pic de culoare, pentru că totuși o maioneză care nu este și un pic gălbuie, chiar dacă e de post, parcă nu e maioneză. Ia ce culoare frumoasă! Un pic de piper. Usturoi. Iarăși de lămâie. Și acum castraveciori. Ia zi tu, porticiosule, acum vrei să guști? Hai că-ți dau și cu un pic de castravecior. Ha? Cum? Cum se pare? Ha? Merge? Ai zice tu că nu-i maioneză? Acum nu vreau să exagerezi, o punem pe parte, lângă salata de ceapă. Asta o fierb 3-4 minute, eu o să schimb focul. Acum, după ce se scurg, le lăsăm un pic să se răcească.
vreo 2-3 minute. De ce? Pentru că trebuie să-i amestec cu mâinile. Mai am niște condimente. Asta nu, dacă de aici. Boia iute. Boia dulce. Cimbru. Bineînțeles, sare și piper. Să le dăm un pic de gust, să-i rumenim la cuptor. Ei, s-au răcit un pic. Da? Pot fi atinse. O mică stropeală cu ulei. Adere mai bine aromele la el și o să se rumenească mai frumos dacă un pic de ulei. Boia, hai, du-te toată, nu sta. Tu la fel. E boia dulce, nu vă speriați. Cimbru. Sare. Piper. La muncă. Câteva crenguțe de cimbru. Îmi place mirosul de cimbru, aroma de cimbru foarte, foarte mult. Ok. La cuptor. Un sfert de oră, 10 minute, vedem când se rumenesc și atunci le scoatem. Gata și cartofii. S-au rumenit frumos. Ofițerul cu ochii pe mine ca întotdeauna. Place? Deasupra. Un pic de salată de ceapă. Picant acrișor miros, nu? Maioneza noastră de post. Și acum, bofticiosule, tehnologia mâncării. Un pic de țelină. Un pic picantă, un pic acrișoară. Pătrunjelul vine și el cu un mic accent de aromă. Mi se pare foarte ok. Sper să vă fi plăcut rețeta. Rădăcinoase la cuptor, cu salată de ceapă roșie și cu maioneză de post. Vă urez tuturor o zi minunată în continuare, plină de întâmplări fericite și de voie bună. Ne revedem data viitoare! Acest program a fost sponsorizat de...